Despre vaccinare, una cu emoția. Azi, Valeriu Gheorghiță a administrat sărul mai multor persoane din comuna natală Izvorul, din județul Argeș. Localnicii au fost bucuroși să le revadă, iar după vaccinare au urmat zâmbete și îmbrățișări. Coordonatorul campaniei a avut parte și de surprize. Priviți. Sunteți alergică la ceva? Nu. Nu? Sigur, nu? Sigur. Bravo. Nu s-așteaptă. Ah, e amputată. Valeriu Gheorghiță s-a bucurat de reîntâlnirea cu verișoara lui, alături de care și-a petrecut copilăria. Eram programată să vin astăzi, dar habar nu avea că vine dumnealui. Când am intrat pe poartă, am auzit doctor Gheorghiță aici. Wow! Și de-aia, când l-am văzut, nu m-a recunoscut, normal, trecerea timpului se vede și peste mine și peste el, dar nu m-a recunoscut, pentru că eu aveam părul mai lung. În comuna natală, Valeriu Gheorghiță a vaccinat 15 persoane. Primul localnic imunizat de coordonatorul campaniei naționale a fost un adolescent de 16 ani. Tu ai venit special să știai că vine domnul doctor? Nu știam că vine domnul doctor. Am venit din propria inițiativă, eu. De ce ai vrut să te vaccinezi? Pentru sănătatea mea. Cum v-ați decis, doamnă, să vă vaccinați? Ați auzit că vine domnul doctor? Nu, am fost la rapel acum. Pur și simplu s-a întâmplat. Valeriu Gheorghiță crede că în mediul rural ar trebui organizate mai multe campanii de informare cu implicarea autorităților locale și a medicilor de familie. Este destul de trist să constatăm că pe lângă teama de boală mai avem încă o teamă în plus, și anume teama de vaccinare. Vaccinarea să fie pentru noi o bucurie și este o șansă reală de revenire la normalitate. În acest weekend, în județul Mureș, a debutat caravana de vaccinare în mediul rural, organizată de Departamentul pentru Situații de Urgență. Peste 450 de oameni au fost vaccinați în localitățile Bălăușeri și Beica. Și ni se alătură acum în direct Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. Bună seara, mulțumesc că sunteți cu noi. Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație. Haideți să începem așa lejer. Spuneți-mi cum a fost întâlnirea cu oamenii dragi și să vaccinați în locul natal. A fost foarte emoționant, a fost o reală bucurie și pot să vă spun că m-am umplut de energie pozitivă, pentru că am reîntâlnit oamenii locului. Merg destul de rar în localitatea natală din cauza, mă rog, programului de lucru. Însă m-a bucurat foarte tare și m-a emoționat revederea locurilor și a oamenilor. Centrul de vaccinare este organizat chiar în căminul cultural, unde practic era organizată grădinița în care eu mi-am petrecut primii ani din viață și ulterior căminul cultural, unde se acordau premiile din clasele primare și clasele gimnaziale. A fost foarte, foarte plăcută starea de spirit. M-am bucurat că personalul vaccinator era extrem de amabil. Oamenii nu știau, pentru că nu a fost ideea de imagine. Eu mi-am dorit, oricum îmi planificasem să merg la părinții mei și mi s-a părut o ocazie potrivită să merg să vizitez centrul de vaccinare, să salut personalul vaccinator și cu ocazia respectivă mi-am dorit să rămân câteva zeci de minute să pot contribui în mod direct la vaccinarea celor prezenți. Dar ce arc în timp frumos, deci de la grădinița unde mergeați în primii ani, ați ajuns să vaccinați acolo în calitatea asta pe care o aveți de coordonator al campaniei naționale de vaccinare. Când ați știut că vreți să vă faceți doctor, domnule Gheorghiță? De foarte mult timp. Din de la grădiniță? Să știți. Da, da. Bunicii mei chiar... Din păcate, bunicii mei nu mai trăiesc, însă așa m-au văzut toată copilăria mea ca viitor medic și pentru mine, într-adevăr, este un vis împlinit. Sunt ani foarte mult de muncă și de strădanie și mă bucur că până la urmă am reușit să ating acest obiectiv important pentru mine. Și spuneați că ați mers să vă vizitați părinții. Nu v-am întrebat niciodată, că evident am avut lucruri mult mai grave pe agenda zilei, dar ce-au simțit cei dragi când vi s-a încredințat misiunea asta de a trece țara prin campania de vaccinare?
Pot să vă spun că părinții mei au fost foarte emoționați din mai multe puncte de vedere. În primul rând s-au gândit la responsabilitatea pe care urmează să o am și s-au gândit că nu o să fie și au estimat evident că nu o să fie ușor și din acest punct de vedere s-au consumat destul de mult. În același timp au fost și extrem de mândri și onorați că fiul lor a primit o misiune atât de onorantă, chiar dacă evident vine cu o mare responsabilitate. Cred că sunt mândria lor, alături de ceilalți frați ai mei, desigur, dar s-au bucurat foarte mult. A fost necesar să-i convinge, să duceți muncă de convingere cu părinții să se vaccineze? Sau o făcea oricum și fără să insistați dumneavoastră? O făcea oricum. Părinții mei s-au vaccinat primii în momentul în care s-a deschis centrul de vaccinare în comuna Izvoru și pot să vă spun că am aflat chiar într-o ședință pe care am avut-o cu Direcția de Sănătate Publică că urmează să se deschidă un centru de vaccinare acolo. M-am bucurat foarte mult. Însă ideea, pot să vă spun că nu mi-a aparținut, nici nu am vrut să insist pe acest lucru, pentru că nu am vrut să speculeze pe tema acestui subiect. Însă realmente m-am bucurat, este un centru de vaccinare care a funcționat foarte bine și care deservește mai multe localități pe o rază de circa 30 de kilometri. Și au venit inclusiv persoane din București, persoane din municipiul Pitei să se vaccineze la centrul de vaccinare din Izvoru. Am discutat astăzi cu primarul și îmi povestea că activitatea centrului e una foarte bună. Într-adevăr, în ultimele zile s-a resimțit o scădere a numărului de persoane care se prezintă pentru vaccinare. Însă aici am discutat mai multe strategii și principala este aceea de a continua și de a relua, de fapt, informarea oamenilor, om cu om, practic din poartă în poartă, în care să se implice în această campanie de informare pe lângă medicii de familie și dascălii și preoții și primarul. Și cred că în felul acesta ar putea să crească dorința oamenilor de vaccinare și, pe de altă parte, organizarea de echipe mobile care să meargă chiar la gospodăria oamenilor să asigure vaccinarea va fi una dintre soluții. Întrebam oamenii care se prezentau astăzi, erau atât oameni din localitate cât și din localitățile din prejur și mulți au considerat că este o metodă foarte bună să vină echipe mobile chiar la domiciliu, însă pe de altă parte erau persoane pentru care nu reprezenta un impediment deplasarea câțiva kilometri până la un centru de vaccinare. Tocmai de aceea cred că o abordare pe mai multe mijloace și mai multe paliere va reuși să răspundă nevoilor tuturor celor care evident își doresc să se vaccineze. Bun, una caldă, alta rece. Trebuie să mă uit și la cifre și într-adevăr e scăzută dramatic vaccinarea, 20.000 de doze, doar doza întâi, doar 20.000 de persoane s-au vaccinat în ultimele 24 de ore. Asta în condițiile în care știm că putem să facem peste 100.000. Ce a dus la scăderea asta? Ce a inhibat apetitul? Nu cred că este o inhibare a apetitului. Din câte știm și așa cum se estima de la început, cam o treime din oameni erau oameni hotărâți să se vaccineze, o treime erau oameni ezitanți, o treime erau oameni care nu doresc să se vaccineze. Cred că în momentul de față suntem, în momentul acesta ajungem deja în segmentul populațional ezitant, dar pot să vă spun că experiența pe care am observat-o din ultimele zile cu echipe mobile, cu centre mobile care se deplasează în anumite localități din rural, arată totuși un număr important de persoane care doresc să se vaccineze. Asta înseamnă că încă sunt oameni care, da, doresc să se vaccineze, dar nu sunt hotărâți momentul la care să facă acest lucru și sunt încă oameni care doresc să se vaccineze, dar pentru care vaccinul încă este la distanță. Nu a ajuns vaccinul pe strada lor, ca să spun așa. Tocmai de aceea este importantă o abordare complementară a campaniei de vaccinare prin care să diversificăm activitatea, mai ales în mediul rural,
și anume să mergem fie cu echipe mobile, fie să organizăm o serie de evenimente de vaccinare de tip maraton chiar în localitatea respectivă, și acest lucru l-am observat că se întâmplă deja la inițiativa primarilor, la inițiativa autorităților locale, și de asemenea implicarea prin vaccinarea prin cabinetele de medicină de familie. Sunt cel puțin trei mijloace prin care noi putem să asigurăm vaccinarea locuitorilor din rural, dar este la fel de importantă menținerea și accelerarea campaniei de vaccinare și în urban. Și mai avem încă un concept la care ne gândim din ce în ce mai mult și încercăm să-l operaționalizăm. Este conceptul orașul vaccinează statul, și anume personalul vaccinator din centrele de vaccinare din urban, în mod deosebit din centrele care nu mai funcționează la o capacitate maximală, cel puțin o dată, de două ori pe săptămână, să mergem în zonele rurale din județul respectiv și să putem vaccina oamenii de acolo. De ce ne interesează acest lucru sau de ce cred că acest concept este unul binevenit? Din cel puțin două motive. Unul, acela de a înțelege că populația din urban și noi ca medici nu uităm zona rurală, nu ne uităm bunicii, părinții, nu uităm de unde am plecat și suntem alături de ei și vrem să menținem același ritm de vaccinare și în rural. Pe de altă parte, în rural oamenii au încredere în medicii de la oraș. Acesta este conceptul, și dacă nu înțelegem nevoia oamenilor, atunci va fi foarte greu să avem succes. Și cred că în felul acesta, îmbinând pe de altă parte conceptul real de solidaritate și nu doar o vorbă în vânt, cu încrederea, putem să asigurăm, chiar dacă ritmul nu va fi unul foarte mare, că de aici înainte noi estimăm că va fi o evoluție ondulantă a numărului de persoane care se vor vaccina în fiecare zi, dar pot să vă spun că astăzi, de pildă, în platformă erau programate circa 5-6 mii de persoane la doza 1 și totuși avem 23 de mii de persoane care au fost vaccinate cu doza 1 astăzi. Sigur, pentru că toată lumea știe că poate să meargă acum fără programare și nu se mai obosește nimeni să facă asta. Cred că și aici oamenii au nevoie să înțeleagă că se pot prezenta în continuare la centrele de vaccinare fără programare, pentru că sunt persoane care încă nu cunosc că este posibil acest lucru. Da, este posibil, coordonatorii centrelor știu acest lucru. Din fericire, putem să aprovizionăm centrele pe o perioadă mai mare de timp, de cel puțin 7 zile, și la capacitate maximă, încât să nu mai fie totuși oameni refuzați pe motiv că nu avem doze sau că nu avem capacitate de vaccinare. O ultimă chestiune, domnule Gheorghiță. Știți că nu cred în politică, cred doar în știință, așa că ajutați-mă dumneavoastră cu ținta reală pentru finalul verii. De ce spun finalul verii de vaccinare? Pentru că după vară ar putea să vină un val devastator, mai ales în condițiile în care doar 30% dintre persoanele vulnerabile sunt vaccinate. Care e ținta reală pe care să ne bazăm la final de august, de pildă? Eu pot să vă spun că chiar în seara aceasta m-am uitat pe date, avem peste 55% persoane în vârstă de peste 50 de ani vaccinate în momentul de față în România cu cel puțin o doză. Deci practic se suprapune cu procentul persoanelor vulnerabile, persoane care de la această vârstă în sus au și boli cronice în procente destul de ridicate. Pe de altă parte, nu trebuie să uităm conceptul acesta de imunitate de grup, imunitate colectivă, care se obține ideal și în mod rapid, sigur, eficient, prin vaccinare, dar se adaugă și imunitatea obținută prin boala naturală. În momentul de față avem peste 1 milion de persoane care sunt raportate cu infecție SARS-CoV-2 și care sunt vindecate. Probabil că sunt de cel puțin 2 ori până la 5 ori mai multe cazuri în mod real care au trecut prin această infecție și care fie nu au fost diagnosticate, fie nu au fost raportate, fie au făcut infecția asimptomatice și evident nu au fost recunoscute. Așa încât, în funcție de acest scenariu, de la 2 până la 5 ori mai multe cazuri, probabil că imunitatea de grup în momentul de față în România este începând de la 30% până pe la 45%, și acest lucru explică evoluția favorabilă din punct de vedere epidemiologic. Dar trebuie să înțelegem că virusul este în continuare circulant, virusul este în populație, și dacă nu consolidăm acest răspuns favorabil prin vaccinare, riscăm într-adevăr o recrudescență a cazurilor și un val 4 care s-ar putea să fie destul de important. Și vedem ce s-a întâmplat cu valul 3, am ajuns
la capacitatea maximă în secțiile de terapie intensivă. Este păcat pentru că în momentul de față COVID-19 este o boală prevenibilă prin vaccinare. În momentul în care ai un vaccin, cel puțin un vaccin, vedem, avem 4, foarte probabil că se va acorda în luna iunie și autorizarea pentru vaccinul de la CureVac. Este păcat să nu beneficiem de vaccinare, tocmai pentru a evita alte decese, alte drame, restricții și așa mai departe. Mulțumesc tare mult, Valeriu Gheorghiță, pentru că ați acceptat să fiți în direct cu noi.